Capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 14. Cu reverență să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl voi citi. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a o A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui o slavă întocmai tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Permiteți-mi să vă aduc salutări nu numai fierbinți, ci sfinte de la Phoenix. De la Biserica Maranata, sunt împreună cu soția, împreună cu un grup de frați aici, vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să felicit organizatorii convenției pe Fratele Luigi, împreună cu bordul pastoral, împreună cu Biserica Betania, care uh, au organizat și au făcut ca această sărbătoare în cinstea Domnului să se facă în condiții optime, în condiții extraordinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru ospitalitate și pentru tot ce ați făcut și veți face în aceste zile pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Tema care îmi revine să o dezbat în această seară este formarea Bisericii. Unul din lucruri uh, și uh, o, o învățătură pe care fiecare creștin consideră că trebuie să o cunoască. Ce este mai important să știi cum s-a format biserica, să știi de ce faci parte dintr-o biserică, să știi ce este biserica. Este un lucru important pentru orice creștin. Și asta pentru ca să știm să estimăm valoarea bisericii. Aș vrea să definim mai întâi ce este biserica. Pentru că în aceste vremuri, vremuri de sincretism religios, de amestec de lume și biserică, parcă nu mai știm cât de valoroasă este biserica. Biserica a fost valoroasă pentru însuși Iisus Hristos. Și vom vedea, parcurgând această temă, ce este biserica. Mai întâi aș vrea să vedem ce nu este biserica și aș vrea să definim câteva lucruri care spun că biserica nu este ceea ce unii azi au definit-o. Și apoi vom vedea ce este biserica. Pentru a dezvolta acest subiect, formarea bisericii, vom discuta patru lucruri esențiale, și anume fondatorul bisericii, cine a fondat biserica, componența bisericii, din ce este compusă biserica, condițiile formării bisericii, în ce condiții s-a format biserica și scopul existenței bisericii. Haideți să vedem ce nu este Biserica. În primul rând, aș vrea să subliniați și să subliniez faptul că Biserica nu este o instituție umană. Experții de azi încearcă să definească Biserica ca fiind o instituție umană. În momentul în care noi spunem Biserica este o instituție umană, la fel ca celelalte instituții, riscăm să desacralizăm Biserica. Biserica nu se coordonează, nu se conduce după principii omenești. Biserica se conduce după standarde divine. Biserica este sfântă, Biserica este a lui Hristos. Toate celelalte instituții din lumea aceasta caută noi forme de dezvoltare, de manifestare, privind înspre viitor. Biserica este singura instituție care se uită înspre trecut și trebuie să semene cu cea din trecut. Biserica nu este o clădire. Avem astăzi clădiri și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să construim biserici. Dar biserica nu este clădirea. Avem clădiri impunătoare astăzi, edificii extraordinare, foarte frumoase, cu condiții și cu lux extraordinar, dar clădirea, luxul nu este biserica. Biserica nu este locul de divertisment, nu este locul de programe, Biserica este locul unde se manifestă slujbe, slujbe în cinstia Dumnezeului nostru, a împăratului nostru, Iisus Hristos. Biserica n-are programe. Un copil se întorcea cu părinții de la, de la biserică și părinții erau a, puțin înțelepți pentru că tot timpul nemulțumirile din biserică le discutau în prezența copilului. Nu faceți greșeala asta, nu discutați problemele bisericii în prezența copiilor dumneavoastră. Și a început el tata. Astăzi, vai cum a fost la slujbă, a cântat corul și a falsat. Vai cum a cântat fanfara, a falsat. Vai cum a predicat ăla, mai bine nu predica. Și la un moment dat copilul întrerupe discuția lor și zice, tată și mamă, pentru dolarul care l-ați dat, eu zic că programul a fost destul de bun. Biserica nu este un loc de divertisment. Nu este o sursă de profit financiar. Biserica nu este locul unde se fac bani. Biserica este locul unde se mântuiesc suflete. Biserica nu este un club. De ce te duci la biserica cu tare? Acolo merg prietenii. Dacă Dumnezeu ți-ar vorbi să schimbi biserica, ai fi gata? Să te duci în alt loc unde nu-ți sunt prietenii? Biserica nu este un club. Ce este totuși biserica? Termenul de biserică provine din două cuvinte grecești și anume din prepoziția ek, care înseamnă din, și verbul kaleo, care înseamnă afară. Combinate cele două cuvinte dau termenul eclesia, care înseamnă adunare, care înseamnă mulțime, care înseamnă întrunire cu un scop special. Termenul era folosit de romani și apoi a apărut chiar și până la noi, ce este biserica? Și aș vrea să vedem câteva lucruri. În primul rând vreau să definez biserica cum a definit-o Isus. Matei 18 cu 20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă biserica. Din punct de vedere teologic, unii experți au definit biserica ca fiind comunitatea umană vie în Isus Hristos. Care are o întreită misiune de edificare, multiplicare și ucenicizare. Cine a fondat Biserica? Aș vrea să vedem cine este fondatorul Bisericei. Apostolul Ioan, în textul în care l-am citit, menționează în versetul 12: Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cel, a celor ce cred în numele lui, le-a le dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. născuți nu din carne nici din voia firii vreunui om, nici chiar din voia lor, ci născuți din Dumnezeu. Cine a făcut posibil acest proces? Cine a fondat biserica? Unul dintre lucrurile care îl descrie aici Ioan este întruparea lui Dumnezeu, întruparea lui Hristos. Venirea lui Hristos în lumea noastră a fost unul dintre cele mai mari minuni, dacă vreți. Dumnezeu care este nelimitat, Dumnezeu care este atemporal, Dumnezeu care este infinit, care nu poate fi cuprins. A vrut, a hotărât și a dorit să se limiteze, să se întrupeze, să vină în lumea noastră. Și asta din câteva motive. Ca să-L putem atinge pe Dumnezeu, ca să-L putem vorbi cu Dumnezeu, ca să-L putem înțelege pe Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care Hristos a venit în lumea noastră este să fondeze biserica. Și el în discuția, în dialogul care îl are cu Petru, în Matei 16 18 spune așa Eu îmi voi zidi biserica mea Biserica, dragii mei, este a lui Isus Hristos pentru că El a fondat-o. Biserica nu este a mea, nu este a noastră, Biserica este Biserica Sa. Nici Papa, nici Petru, nici cardinalii lui Papa, nicio altă instituție n-a fondat Biserica. La baza Bisericii, fondatorul ei este Isus Hristos. Auzim de multe ori spunându-se, e fondatorul bisericii fratele cu tare, e fondatorul bisericii fratele cu tare. Probabil că a început o biserică, a fost acolo, dar adevărata fundație, fundamentul, baza aia pe care stă fundația a bisericii este Isus Hristos. Nu putem să-l substituim pe Isus, nu putem să-l scoatem pe Isus din ecuație, pentru că astfel biserica nu mai este biserică trebuie să-L lăudăm, să-L onorăm pentru că El a fondat biserica. Apostolul Pavel când vorbește efesenilor spune că atunci când nu exista biserica, Hristos a murit pentru biserică și a săpat-o cu însuși sângele său în inima, în suflet și a arătat această mare biruință și victorie care o are. Biserica este a lui Isus Hristos. În faptele apostolului capitolul 2, ni se vorbește cum și-a fondat Hristos biserica. El a vorbit cu ucenicii despre biserică înainte ca ea să existe. Apoi, după învierea sa, 40 de zile s-a arătat ucenicilor. La 10 zile după înălțare, s-a coborât Duhul Sfânt peste acei 120 care așteptau să vină acea putere. A venit puterea peste ei și este momentul nașterii Bisericii lui Isus Hristos. De atunci și până azi, biserica a, a trecut prin diverse procese. Un al doilea lucru, componența bisericii. Din ce este compusă biserica? Apostolul Ioan spune că biserica este compusă din oameni născuți din nou. Născuți nu din voia lor, nici din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Acest proces al nașterii din nou este extraordinar. Teologii vorbesc astăzi despre o biserică universală. Biserica universală nu este altceva decât totalitatea credincioșilor de pe întreg pământul care au existat vreodată. În această categorie, unii teologi sunt de acord că este vorba de toți credincioșii, chiar și acei din Vechiul Testament, care au fost credincioși lui Dumnezeu și au fost integrați. Confort textului din Evrei, unde spune în Evrei 12 că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori în cadrul acestor nori de martori sunt incluse și si nume din Vechiul Testament. Apoi mai definez biserica ca fiind biserica mondială. Biserica mondială este totalitatea bisericilor locale luate într-un anumit timp. Adică toate bisericile locale puse împreună formează biserica mondială. Totalitatea credincioșilor luate într-un interval de timp. Tu și eu, noi, suntem parte dintr-o biserică locală. Nu putem face parte din biserica mondială, ci fiecare facem parte dintr-o biserică locală. Fac parte din biserica Maranata, alții fac parte din biserica Elim, Betel uh, și așa mai departe. Cum este numele bisericii dumneavoastră? Este biserica locală. Biserica locală, la rândul ei, este formată din credincioși. Acești credincioși, conform unor statistici, sunt. Credincioși născuți din nou, pe care îi numim duhovnicești, și sunt credincioși care nu sunt născuți încă din nou și pot să fie creștini firești. Aceștia împreună totalizează Biserica. Marea problemă a Bisericii este atunci când sunt mai mulți creștini firești decât creștini duhovnicești. Cea mai gravă problemă a Bisericii noastre de astăzi este că avem mai mulți creștini firești decât creștini duhovnicești. Și mai grav, când creștinii duhovnicești, când creștinii firești ajung în poziții ecleziastice, biserica riscă să devină o biserică firească. De exemplu, avem în Biblie exemple de creștini firești, oameni care s-au botezat în apă, dar care nu s-au născut din nou, poate niciodată. Avem pe Emineu și Filet, 2 Timotei 2, 17 la 18. Avem pe Dima, 2 Timotei 4, 1 la 10. Avem pe Simon Vrăjitorul, Faptele Apostolilor, capitolul 8. Diferența între creștini firești și creștini duhovnicești o face însuși viața fiecăruia. Și mai mult decât atât, Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, ne spune Apostolul Pavel la 2 Timotei 2 cu 19. Biserica trebuie redefinită mereu și mereu, mai ales în vremurile noastre de astăzi. De-a lungul istoriei, biserica nu s-a numit nici ortodoxă, nici catolică, nici penticostală, ci biserica s-a numit creștină. Până în anul 1054, Biserica n-a fost numită sub forma unei denominațiuni, ci se numea simplu Biserica Creștină. În 1054 s-a realizat Marea Schismă, Marea Rupere, cu un centru la Constantinopol și cu un alt centru la Roma. De atunci, Biserica cu centru la Constantinopol s-a numit Ortodoxă, iar cea cu centru la Roma s-a numit Catolică. Trecând prin Iureș, rapid prin vremea istoriei, Biserica, în momentele ei, a avut niște treziri, în special în sânul Bisericii Catolice. Pentru că unul din lideri pe care-i arhi cunoscut a vrut să redefinească biserica, este Martin Luther. Când în 1517 a început un proces de redefinire a bisericii, deoarece biserica s-a abătut de la scopurile, de la principiile ei, de la ceea ce de fapt era biserica. Și așa s-au născut în perioada aceea o reformă a bisericile, s-au născut bisericile protestante, luterană, calvinistă, unitariană, prezbiteriană, anglicană. Dar cu timpul și prin trecerea timpului, componența bisericii din nou parcă se diluiază și oamenii uită din nou din ce este compusă biserica. Și trebuie din nou redefinită biserica, astfel că apar bisericile neoprotestante, baptiști, penticostali, adventini și creștini după Evanghelie. Și dacă nu vine Domnul, iubiți frați penticostali, și ne depărtăm de esențialul bisericii, s-ar putea alții să redefinească biserica în care suntem noi acum. Mă rog lui Dumnezeu, în bisericile noastre de astăzi să fie toți duhovnicești. Avem nevoie de oameni care cânt aici în formații, talentați, dar mai mult decât talentați să fie oameni duhovnicești, de predicatori duhovnicești, de oameni care să fie duhovnicești, nu firești. Bine a zis una odată Francis de Assisi, în timp ce se plimba cu papa Inocențiu al III-lea, se plimba prin catedrala Sfântul Petru de la Roma și si în timp ce papa se plimba pe acolo plin de sine, plin de mulțumire, admirând sfinții de pe pereți, la un moment dat se adresează lui Francis de Assisi și îi spune, vezi, biserica de azi nu mai poate să spună aur și argint, n-am. Uită-te cât aur avem, uită-te ce bogată este biserica. Și Francis a răspuns, este adevărat înălțimea voastră că biserica de azi nu mai poate să spună aur și argint n-am, dar nici nu mai poate spune scoală și umblă. Pentru că nu mai are putere. Un al treilea lucru care vreau să îl discutăm azi, condițiile formării biserice. În ce condiții s-a născut biserica? Mai ales știind fondatorul bisericii, că este Hristos, suferințele prin care au trecut Domnul Iisus, condițiile formării bisericii n-au fost condițiile de azi. Au fost condiții grele, au fost condi condiții vitrege. Și mulțumesc frate Luigi că mi-ați încredințat această temă. Pentru că în momentul când am folosit o metodă comparativă, comparând biserica de azi cu biserica primară, inima mea s-a frânt și am zis, Doamne, ce departe suntem de adevărurile primare. Cât de mult s-a depărtat biserica, de biserica primară, biserica actuală. Avem tot felul de tipuri de biserică. Încercăm noi să redefinim biserica. Numim biserica contemporană, numim biserica old style sau nu mai știu, numiți-o cum vreți dumneavoastră. Și încercăm să facem ceva în sânul bisericii, să schimbăm ceva. Dar aș vrea să facem folosind metoda comparativă. Câteva comparații între biserica primară și biserica actuală. Biserica întotdeauna a avut dușmani. Biserica a avut dușmani care au atacat-o din afară și biserica a avut dușman din interior. Cei mai periculoși au fost cei din interior. Însuși Isus a spus: "Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor." Vreau să vă întreb, stimată audiență, câte șanse are o oaie în mijlocul lupilor? Nicio șansă. Și totuși Există o șansă. Șansa ei este postorul. Poate să vuiască lupi în jurul nostru. Poate să-și vuiască lupi în jurul bisericii. Cel care o apără, cel care o conduce, este și rămâne Isus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să folosesc o metodă comparativă. Cum era biserica primară? În primul rând, biserica primară promova sfințenia Biserica actuală, nu vreau să jignesc pe nimeni, iertați-mă, nu vreau să jignesc, dar vreau să ne trezim, vreau să vorbim despre noi, nu despre alții. Biserica actuală promovează talentul. Nu contează cum mâini, frate, cântă bine, lasă-l acolo să cânte. Dar uite, în conflict cu Scriptura, nu contează. Dacă el are voce, are talent, promovează-l. Noi promovăm nu talentul în primul rând, ci sfințenia. Amin. Privați de libertate. Biserica primară nu avea libertatea pe care noi o avem azi de exprimare. Erau privați de libertate. Dar în ciuda acestui privăr de libertate, s-au dus, s-au expus, n-a contat că își pun în bătaie identitatea. N-a contat că își pun viața în pericol, ci ei s-au dus să propovăduiască pe Domnul Isus Hristos. Nu se bazeau pe resurse materiale. Nu se bazau pe resurse materiale, ci se bazau pe puterea lui Dumnezeu, E adevărat că avem nevoie de resurse materiale, dar nu resursele materiale sunt capitale în Biserică, ci prezența lui Dumnezeu. Era plină de pasiune pentru Isus Hristos. Nu doar Comitetul sau Păstorul propovăduia Evanghelia, ci întreaga Biserică era o Biserică dinamică, propovăduiau pe Domnul Isus Hristos. Era lipsită de confort. Biserica primară nu avea o clădire. Biserica primară nu avea scaune tapițate. Biserica primară nu avea sound system, Biserica primară nu avea luxul și modernismul care îl avem noi. Era o biserică fără clădire, dar o biserică extinsă peste tot. Era o biserică plină de dinamism și de iubire pentru Hristos. Suntem o biserică a cărei pasiune ne-a slăbit. Biserica primară era o biserică mi misionară, Ungeau oameni pentru lucrare. E bine să ungem lucrători azi, dar dacă, lucrătorii, dacă ungem mai mulți lucrători decât lucrătorii fac biserici, e o problemă. Avem nevoie să ungem slujitori pentru a face biserici, nu prin ruperi, ci prin a propovădui Evanghelia, a rupe din întunericul de afară și a aduce înspre lumina care este Hristos. Cei mai mulți erau duhovnicești în biserica primară, în biserica actuală, știți și dumneavoastră cum sunt, Credeau într-o revenire într iminentă a lui Hristos. Mai credem noi, Biserica actuală, într-o revenire iminentă a lui Hristos? Mă gândesc în ziua judecății, când vom sta la tronul alb, pentru că noi știm, sunt mai multe judecăți. Creștinii vor fi judecați la tronul alb. Și când voi sta la tronul alb și Domnul va aduce, de exemplu, pe Pavel în față și va zice, Pavele, aș vrea să te întreb dacă tu știi ce ceea, ceea, o bicicletă. Și Pavel va zice, eu nu știu ce e bicicletă, Doamne. Nelu Filip, tu știi ce e o bicicletă? Da, Doamne, știu ce e o bicicletă. Un mijloc de locomoție, de transport pe două roți, cu transmisie prin lanț. Uh, trebuie să înveți să te echilibrezi și să mergi pe ea. Pavel, știi ce e la aer condiționat? Nu știu, Doamne. Nu știu ce e la aer condiționat. Știi, Nelu Filip, ce aer condiționat? Da, Doamne, știu ce aer condiționat. Cu ajutorul unor mașini, oamenii pot să coboare temperatura și astfel să sufle într-o clădire, să ne simțim bine. Pavel, ești cam înapoiat. Știi ce e aia mașină? Ce e aia mașină, Doamne? întreabă pe Nelu Filip. Păi, Doamne, o mașină e un mijloc de locomoție pe patru roți cu ajutorul unui motor, prin arderea combustibilului, ne poate propulsa și duce oriunde. Și nu știi nimic din toate astea, Pavel. Nu știu, Doamne. Now, câte călătorii misionare ai făcut, Pavel? Trei. Și în călătoriile tale misionare, fără bicicletă, fără aer condiționat, fără mașini, fără avioane, fără alte, alte condiții, ai putut misiona? Am putut, Doamne. Ai mers cu vaporul, cu, știu eu, vaporul acela fără motor, cu corabia aia și era să se sfărâmă, să te neci. Eu te-am păzit, te-am scos de acolo și te-am dus să predici mai departe. Tu, Nelu Filip, ai putut să mergi cu un vapor propulsat de motoare, în condiții optime, având aer condiționat, paturi luxoase, mâncare la bord, siguranță maximă. Câte călătorii misionare ai făcut? Și si va trebui să-mi plec capul în in jos. Înțelegeți ce vreau să spun? Astăzi am cerut un cuvânt de la Domnul și am zis, Doamne, ce ar trebui să vorbesc bisericii tale? Și mi s-a deschis în Isaia 5. Ce aș mai fi putut să fac viei mele? Și nu i-am făcut. Frați și surori, iubiți slujitori de aici, avem toate condițiile. Privați de libertate nu suntem. Tehnică de sound system, de proiecție, avem cântăreți care mai de care mai talentați. Și mă rog Domnului să fie mai sfinți și mai sfinți. Predicatori, slujitori să fim sfinți. Biserici frumoase, clădiri cu aer condiționat, cu tot ce vrei și ce nu vrei. Să ne ajute Domnul să fim cât mai pocăiți. Amin? Ultimul lucru care vreau să-l subliniez, scopul existenței bisericii. De ce există biserica? În primul rând, primul scop al bisericii este evangelizarea. Vă spuneam la început că biserica este acea comunitate umană vie care are o întreită misiune: edificare, multiplicare și si ucenicizare. Și si această edificare, această multiplicare și si această ucenicizare se face prin evangelizare. Dumnezeu ne-a încredințat nouă această sarcină de a evangeliza. Doamne, ajută-ne la aceasta. Biserica are sarcina de a răspândi dragostea lui Isus Hristos. Când apostolul Ioan a fost dus în fața filozofilor greci, a fost întrebat la un moment dat de către filozofii greci, voi ce ați adus creștinii în lume? Pentru că noi grecii am adus filozofia, romanii au adus dreptatea, justiția, dar voi creștinii ce ați adus în lume? Și si Ioan a răspuns, noi am adus iubirea. Suntem chemați să semănăm cu Isus Hristos să răspândim dragostea lui Hristos pretutindeni și zic la aceasta, Doamne ajută-ne la aceasta. Pentru a descrie mai bine scopurile bisericii, Biblia vorbește de anumite metafore, prezintă metafore pentru a scoate în evidență scopul bisericii. Astfel că biserica este comparată cu o familie, 1 Timotei 5, 1 la 2. Când apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei, ca el să sfătuiască pe cei din biserică, pe bătrân ca pe tată, pe bătrâne ca pe mame, pe cei tineri ca pe frați și așa mai departe, însemând, însumând scopul ei, unitatea. Biserica comparată cu o mireasă pentru a promova puritatea, comparată cu un măslin pentru a arăta rodirea, importanța ei, comparată cu o mlădiță pentru a arăta dependența ei, comparată cu o clădire pentru a arăta identitatea ei, comparată cu un templu pentru a arăta că locul prezenței lui Dumnezeu este central, nu-L putem scoate pe Iisus din centru. Am vrea mai mult și la convenția asta să se vadă El și mai puțin noi. Am vrea ca El să se manifeste și nu să ne manifestăm noi. Comparată cu un trup în care Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12, spune că Hristos, este în afara trupului și privește trupul acesta, adică biserica, uitându-se la mădularele trupului cum funcționează. Toate mișcările mele sunt înscrise pe centri nervoși de la creier. Nicio mișcare a mâinii sau a piciorului sau a gurii nu se întâmplă până când creierul nu dă comandă. Apoi, în Efeseni 1, 22, 23, 4, 15 la 16, compară biserica ca un trup, dar acest trup are un cap și capul este Hristos. De la Hristos pornesc toate comenzile și aș vrea de la El să pornească în bisericile noastre toate comenzile. Aș vrea să închei printr-o ilustrată. Lucruri sunt multe de spus. Mă rog din toată inima lui Dumnezeu să ne întoarcem la valorile primare, să ne trezim, frați și surori, până nu este prea târziu. Biserica de azi este o biserică în mari probleme, nu financiare. Avem tot ce ne trebuie ca biserica din Laodicea. Asta este părerea noastră. Dar am vrea să auzim părerea lui Dumnezeu. Care este părerea lui de biserica actuală? Într-una din împrejurările grele ale istoriei, Oliver Cromwell, unul din lor zi protectori ai Angliei, în timp ce conducea Anglia, a ajuns într-o criză. Criza pe care el o avea era că nu mai aveau argint să bată monede. Și si a dat ordin la acel Consiliu de Căutare al Argintului să se ducă să cotroboiască peste tot prin Anglia pentru ca să poată ieși din criză. Comisia de Cercetare s-a întors după o perioadă și si i-a spus lui Oliver, stăpâne, nu mai găsim argint nicăieri singurul argint care noi îl mai avem, îl avem în niște biserici, sub forma unor statuete care stau acolo înghețate. Știți care a fost ordinul lui Oliver? Luați sfinții din biserici, topiții, bateți monede și puneți-i în circulație. Asta îmi doresc să facă Dumnezeu astăzi cu noi. Am devenit creștini foarte comozi, consumatori de programe. Ne place să auzim cântări bune, predici bune, dar Dumnezeu să ne ajute să practicăm ceea ce ascultăm. Pentru că emblema Bisericii, cartea de vizită pe care o prezentăm noi lumii, este viața pe care noi o trăim conform lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Avem o datorie sacră. Mă rog ca Dumnezeu să ridice cât mai mulți profeți ca Ezechiel, care să se roage pentru o vale cu oasele, în care să spună: Doamne, fă ca Duhul tău să sufle din cele patru colțuri, să intre, să vină peste oase, să adune oasele împreună, să formeze scheletele, să crească vine și carne, și de acolo să se ridice o mare oștire, o oștire pentru Domnul și Dumnezeul nostru. Pentru că scopul Bisericii este următorul final: voi însă, noi însă, suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Fiți binecuvântați de Domnul, amin.